toți colegi, bună ziua! Așa cum v-am obișnuit, la începutul ședințelor de Consiliu Local, premiem persoane care au obținut performanțe deosebite. Din fericire, pot să spun că iată că astăzi suntem în situația de a invita două persoane în ședința de Consiliu Local. Inițial alesesem o persoană cu o performanță deosebită. Între timp, am mai apărut o performanță cu totul deosebită și atunci am considerat că putem încălca regula obișnuită și invităm două persoane, să dea Dumnezeu să ajungem să nu mai facem față cu prejudiciile la performanțele care se realizează de către oameni din piața noastră. Și o să încep cu Ana Catinca Petene, te rog frumos să vii aici lângă tine. Cu persoana din Piatra Neamță. Care este performeră la schi. Și am să rog chiar pe dumneavoastră să ne prezinte informațiile pe care le-a obținut. Eu am pe birou așa un teanc de diplome cu premii întâi, multe dintre ele obținute în general la competiții naționale de schi. Te rog. Bună ziua. Mă numesc Petenena Catinca, am 16 ani și practic schi de la vârsta de 4 ani. Am început să schiez pe părte din Piatra Neamț, numai că lipsa părtei a trebuit să m-a solicitat să mă duc în Brașov, să mă legitimez la un club sportiv Brașovia. Pentru mine, schiul este o pasiune și un mod de viață. A reușit să mă stimuleze foarte mult acest sport. M-a dezvoltat fizic, cât și mental. Și părinții mei îmi sunt alături, tot timpul, și fratele meu, cel mare. Vă mulțumesc foarte mult că ați deschis pârtia anul ăsta, pentru că m-a ajutat foarte mult să evoluez în cariera mea, dacă se poate spune, de schi. Și bravo. Vă mulțumesc! Felicitări pentru că de anul trecut am reușit să stabilim un contact direct, să avem puțină zăpadă la Piatra Neamț, putem deschide pârtia. Sper să păstrăm legătura asta și să ne ajute cu zăpadă și iarna viitoare. Felicitări și succes în continuare! Mulțumesc!